Direcția Județeană de Statistică Hunedoara a centralizat datele legate de principalii indicatori socioeconomici înregistrați în luna martie acestui an. Conform acestor date, județul Hunedoara ocupă locul 34 din 42 la nivel național în ceea ce privește nivelul salarizării. Astfel, dacă venitul mediu net al unui hunedorean este de 2.973 de lei, un bucureștean, în capitală fiind cele mai mari salarii, are un câștig aproape dublu de 5.315 lei. Ca o palidă consolare ar fi de menționat că un locuitor din județul Vâlcea, unde sunt cele mai mici salarii din țară, are un venit lunar net cu aproape 150 de lei mai mic decât un hunedorean. Câștigul salarial mediu net în luna martie 2022 în județul Hunedoara a fost de 2.973 de lei. Județul nostru se situează pe locul 34 în ierarhia județelor. Cel mai mare salariu mediu net s-a înregistrat în București, 5.315 lei, Cluj 4.821, Timiș 4.123, iar cel mai mic salariu s-a înregistrat în județul Vâlcea, 2.820 de lei. Comparativ cu luna februarie 2022, când Hunedoara stătea și mai rău la capitolul salarizare, venitul mediu net în județ a crescut cu mai puțin de 100 de lei. În ceea ce privește venitul mediu net pe țară, acesta era în martie de 3.937 de lei, de unde rezultă că un hunedorean primește cu ceva mai puțin de 1.000 de lei în fiecare lună față de alți români.